Dragi colegi din PSD, dragi români, mă adresez vouă datorită numărului mare al întrebărilor care mi-au fost trimise privind apartenența mea politică actuală, după ce în spațiu public, în scop de dezinformare, au fost lansate informații privind pretinsa mea excludere din Partidul Social Democrat. Referitor la acest subiect, vă informez că, la instigarea senatorului Mihai Viorel Fifor, și în mod cert, cu știința și acordul președintelui interimar al PSD, Ion Marcel Ciolacu, și secretarului general interimar, Paul Stănescu, câțiva colegi din cadrul organizației județene PSD Arad, persoane de o proastă factură și cu calificări îndoielnice sau incerte, după caz, acționând nestatutar, inclusiv din punct de vedere al competenței și cu încălcarea unei sume de dispoziții legale, au emis un înscris în care au menționat că au hotărât excluderea mea din Partidul Social Democrat. În mod concret, ca motiv al luării măsurii menționate în înscrisul emis, participanții la acțiunile care au avut ca scop excluderea mea din Partidul Social Democrat și ca rezultat emiterea înscrisurilor în care au menționat luarea respectivei măsuri, au invocat exercitarea de către mine a dreptului de a gândi și am exprimat în mod liber gândurile și opiniile, precum și pe cel de a participa la întruniri pașnice, invocând că în acest fel aș fi încălcat disciplina de partid, m-aș fi situat în afara politicii, pozițiilor și hotărârilor partidului și că aș fi prejudiciat imaginea și prestigiul PSD. Referitor la aceste imputări, precizez că este extrem de neclar ce prejudiciere aș fi putut eu aduce PSD-ului, având în vedere că pe fondul și datorită conducerii triplicitare de către Ciolacu, Stănescu, Fifor, imaginea și prestigiul acestui partid sunt atât de prăbușite, încât și dacă ar fi să doresc să le prejudicez, eu nu aș mai avea ce prejudicea. Precizez că în cadrul acțiunilor lor, participanții anterior menționat au încălcat prevederile conținute de Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată și proclamată la Paris la 10 decembrie 1948, de Adunarea Generală ONU, Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, Constituția României, Legea numărul 30 din 27 martie 2017, pentru completarea Legii 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor și, bineînțeles, statutul PSD. Toate aceste fapte au fost comise în condițiile în care statutul PSD este menționat că partidul acționează pentru respectarea Constituției României și a legilor țării. Promovează și susține statul de drept, democratic, în care drepturile și libertățile cetățenilor reprezintă valori supreme și apără drepturile și libertățile omului. Cum a scris în 1884 marele extrem de actualul dramaturg Ion Luca Caragiale, în comedia de moravuri sociale și politice, O scrisoare pierdută, Curat murdar, în această piesă, în rolul lui Ghiță Pristanda, cine altul putea să fie decât Mihai Viorel Fifor în calitate de executant al lui Ion Marcel Ciolacu? Membrilor și alegătorilor noștri, în mod sigur, nu le este deloc ușor să înțeleagă cum anume în statutul PSD este menționat că respecti Constituția României, iar Ciolacul este prins că își trădează patria atât în ceea ce privește adoptarea tacită a inițiativei legislative privind statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc, adoptarea tacită a inițiativei legislative privind codul administrativ prin care s-a încercat introducerea în administrația publică dintr-un mare număr de localități din Ardeal, limba maghiară și steagul ungar și susținerea proiectului de lege privind vaccinarea obligatorie a persoanelor în România. La fel de greu este să înțeleagă susținerea de către PSD a guvernului PNL și a măsurilor de lipsire nelegală de libertate a cetățenilor români, inclusiv simularea faptului că face opoziție și lipsa lorilor de poziție împotriva celor ce afectează interesele statului român. Prin modul în care a fost orchestrată încercarea de excludere a mea din PSD, echipa Ciolacu, Stănescu, Fifor au vrut să suprime unica voce din partid care promovează patriotismul, care a luat în mod neechivoc
poziție împotriva acțiunilor neconstituționale și a umilirii cetățenilor români, motivele autorilor putând fi ușor presupuse. Faptul că acești politicieni trădători și participanți la lipsirea neconstituțională de libertate a cetățenilor români inițiază și votează proiecte de lege ale căror prevederi ne devin aplicabile, nu trebuie să ne sperie, ci să ne îngrozească. În ceea ce privește pe autorii tentative de excludere a mea din PSD, precizez că acțiunile lor întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de inițiere, constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat și a pus în serviciu, urmând să răspundă penal pentru faptele comise. În mod normal, în mediul politic, există inerent negocieri, însă România nu se negociază.